Veșbuna pentru făgărășenii iubitori de teatru pe scena din Sala Mare a casei Municipale de Cultură din Făgăraș vor urca din nou actor de renume. Astfel, joi 29 ianuarie, începând cu ora 19, regizorul Dan Tudor aduce în municipiu piesa de teatru Intrusu sau Plăcintă cu Mere. Piesa debutează ca o comedie în toată regula. În casa familiei Bunga lor sosește un necunoscut aparent aiurit, care își roagă gazda să-l învețe cum să dea șpagă pentru a-și recupera pământurile părinților deportați de naziști. Actorii care vor da naștere personajelor sunt Costel Constantin, Adela Mărculescu și Dan Tudor. Intrusul s-au plăcintă cu mere, prima piesă de teatru din 2015, va debuta ca o comedie, dar va fi o vorba despre o poveste a ideii de a da șpagă. Cum va veni intrusul acesta să învețe cum să dea șpagă? Până la sfârșit, un thriller comic va fi, de fapt. Vă așteptăm pe toți, 30 de lei costă biletul. Puteți să-l achiziționați de luni până vineri între orele 12.30 și 20. Joi 29 ianuarie, orele 19, va fi piesa de teatru. Vă așteptăm un număr cât mai mare. De asemenea, nici data de 15 ianuarie, când este ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, nu va trece neobservată la Casa de Cultură, pentru că este o zi importantă, dedicată culturii. În sala mică se vor desfășura o serie de activități specifice, începând cu ora 17. Pe data de 15 ianuarie, cu ocazia zilei Culturii Naționale, care vom sărbători și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, vom avea o expoziție de fotografie a domnului Comici, câteva... Poezii recitate de copii de la trupa Talia, trupa de teatru a casei de cultură, iar câțiva copilași de la cursul de canto vor cânta câteva melodii frumoase. Cu ocazia acestei zile vă așteptăm pe toți la ora 17 în sala mică a casei municipale de cultură din Făgraș. Așadar, nouă lan deputează în forță, în făgăraș din punct de vedere cultural. Prețul unui bilet la piesa de teatru intrusul sau plăcintă cu mere este de 30 de lei și poate fi achiziționat de la caserie de luni până vineri între orele 12.30-20.